Bună ziua, eu sunt Ciornei Bogdan de la Cibroial Imobiliare și în continuare vreau să vă prezint un apartament de 3 camere pe care l-am în portofoliu la vânzare în cartierul Colentina Obor, mai exact pe șoseaua Colentina, lângă Biserica Sfântul Dumitru. Da, aici avem Biserica Sfântul Dumitru, încolo avem Piața Bucur-Obor, în partea asta avem Kaufland vis-a-vis de bloc, veranda mall, metrou Bucur-Obor la numai 6-7 minuțele de mers pe jos, da? Tramvaiul 21 are stație chiar în fața blocului. Paralel cu blocul avem strada Mașina de Pâine, având dispensar, policlinică, restaurant și grădina Roca în direcția aceea, școală, grădiniță, secție de poliție în capătul străzii. Da? Am un apartament de vânzare la etajul 1 din 10 a unui bloc reabilitat. Blocul este din 1970, an de construcție, este la etajul 1 din 10, cum spuneam, are o suprafață utilă de 63 de metri pătrați, suprafață totală cu balcon 68 de metri utili. Haideți în apartament, este la etajul 1, o să mergem pe scări. Aceasta este scara, avem liftul în față, urcăm că este la etajul 1. Da, țeava de gaze este chiar la ușă, cine vrea să se înțepe pentru centrală termică o poate face, da? Asta este un lucru foarte bun. Haideți să intrăm în casă. Ok, o să începem cu living-ul. Apartamentul a fost refăcut la momentul respectiv, deține gresie, parchet, faianță, da? Ok, în față avem balconul care a fost refăcut, a fost dată tocăria jos și s-a făcut un mini bar aici, foarte frumos din lemn. Avem și un scaun de bar aici, caloriferele au fost schimbate după cum se observă. Pe jos în living avem parchet. Haideți să vă arăt un pic balconul. Balconul este împărțit în două. Este pe suprafața livingului și mai are o mică parte pe suprafața bucătăriei. Vederea apartamentului este în lateralul blocului. Aici în față este un parculeț. Da? Ok. Apartamentul se vinde complet utilat, mobilat. Este un apartament decomandat. Celelalte detalii vi le-am dat jos. Avem o canapea extensibilă aici. Da? Mobilierul de living, un stand TV, o măsuță, aici un raft, la fel niște rafturi aici. Aici proprietarii au creat o zonă de dining, unde se poate lua masa, se poate amplasa o masă. Da? Ok. Haideți să începem cu, acesta este holul lung, aici sunt compartimentate camerele, avem bucătărie, în stânga, în față, la fel, dormitor, în stânga, ultimul dormitor, în față, baie și aici cămările apartamentului, acesta ar fi holul și intrarea. Haideți să vedeți bucătăria acum. Da, gresie, aici este o ușă culisantă, după cum se vede. Da, avem gresie, faianță, mobilierul aferent de bucătărie. Avem un aragaz, un cuptor, o hotă, multiple spații de depozitare. Avem și o combină frigorifică aici, indesit. Da, o masă lungă pentru servit masa, care este la perete. Acesta este balconașul acela mic care vă spuneam, din dreptul bucătăriei. Ok. Aceasta a fost bucătăria. Înaintând pe acest hol, cum ziceam, în stânga avem primul dormitor. Da? La fel parchet, avem o canapea extensibilă aici. Mobilierul aferent din dormitor. Avem aici o bibliotecă unde se poate pune și un televizor.
Da, încă un dulap aici. Ferestrele sunt din termopan. Da, aici caloriferul nu este schimbat, este acela din fontă. Ok, haideți să vedem și ultimul dormitor, cel de-al treilea. Mobilier cu mobilă din lemn masiv. Un pat de 1,60 m pe 2, dacă nu mă înșel. La fel aici un șifonier. Peretele este foarte, foarte cool făcut așa. Pare un pic industrial. Așa, aici avem o măsuță făcută de proprietar pe un picior de lemn. Ok, acesta a fost ultimul dormitor. Haideți să vedem ce avem pe hol. Pe hol am avea o cămară aici, da, spațiu de depozitare. Aici a doua cămară, la fel, spațiu de depozitare făcut. În multe locuri am văzut că mulți proprietari au desființat acest perete și au făcut un dressing în toată această încăpere, după cum doriți și dumneavoastră. Și mai avem aici unde se poate face un dressing de sus până jos, unde se poate face cu mașina incorporată, da? Acest spațiu de lângă baie, da? Aici se poate organiza un dressing foarte, foarte mare. Haideți să vedem și baia. Baia este cu cadă în momentul de față. Deține aerisire naturală un mic gemuleț. Avem ghiuvetă cu oglindă, spațiu de depozitare, vasul de toaletă. Ok. Cam asta este apartamentul. Eu am fost Ciornei Bogdan de la Cibru Real Imobiliare și vă aștept să vizionați această proprietate. O zi frumoasă!